În alt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit celor prezenți despre îndemnul la pocăință al Mântuitorului regăsit în pasajul evanghelic al acestei duminici. La Capernaum, lângă mare, își începe propovăduirea Evangheliei. Și cum o începe? O începe cu aceleași cuvinte cu care a început propovăduirea sa prorocul înainte mergător și botezătorul Ioan. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acest cuvânt este un cuvânt atât de hotărător pentru viața noastră. Ce însemnează pocăiți-vă? Însemnează schimbați-vă viața. Să vă pară rău de tot ce ați greșit. Începeți o nouă viață de credință, de fapte bune, de căință pentru răul pe care l-ați săvârșit și pregătiți-vă să-L primiți pe Hristos în sufletele voastre. Acesta este îndemnul Evangheliei de astăzi, dar acest îndemn îl va da și ucenicilor săi. Mântuitorul, când a trimis pe apostolii săi la propovăduire și pe cei 70 de ucenici, le-a spus: mergeți și propovăduiți aceste cuvinte, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Așadar, aceste cuvinte se adresează tuturor credincioșilor din timpul acela, dar și din toate timpurile. Catedrala arhiepiscopală din Constanța a fost construită în perioada 1883-1885.